În urma vizitei ministrului dezvoltării la Rădăuți, fostul primar al municipiului Nistor Tătar a ținut să precizeze că proiectele etalate în fața ministrului au fost începute în perioada mandatului său, iar în momentul în care actuala conducere s-a instalat la primărie, aceste proiecte erau finalizate în proporție de 80-90%. Cu mai multe detalii vine fostul primar al municipiului Rădăuți, Nistor Tătar. Mă bucur că astăzi ministrul dezvoltării a venit în municipiul Rădăuți să verifice modul de derulare a unor investiții, investiții respectiv la Spitalul Municipal Rădăuți și investiții la Bazinul de Not, investiții care durează prin Compania Națională de Investiții, niște investiții care sunt în derulare, de pe, din anul 2019-2020, care sunt aproape de finalizare, dar uitați când la finalizare se găsesc foarte mulți binevoitori, de exemplu, a participat, l-am văzut acolo, pe domnul deputat Mihailescu, care până acum nu știu tu, unii Compania Națională de Investiții și nu au făcut nimic până, pentru rădăuți în cei patru ani de mandat, a luat o indemnizație pentru prezență în Parlament, atât, domnul președinte Flutur, care până acum Început cu centura, nu mai știu unii rădăuți și de la centură încoace a venit și verifică investițiile în municipiul rădăuți. Asta e un lucru bun. Mă ar bucura ca să ia să se termine cât mai repede aceste investiții și să rădăuțenii și ceilalți din jurul rădăutului se bucure de aceste investiții. Investiții care sunt promovate și aproape terminate în proporții de 80-90% în unile, de alții care au fost la conducere. Nu vreau să spun nimic absolut de modul cum au fost aprobate și de eforturile care au fost depuse fiecare la timpul lor și-a făcut treaba și eu zic că era bine ca și ceilalți care au participat, inclusiv managerul la spital, și tot să participe la aceste evenimente. Văd că se obișnuiește să tai pambli pe munca altora. Eu zic eu că domnul Login ar trebui să se ocupe de administrarea primăriei municipiului Rădăuți. ar trebui să se ocupe să înceapă pentru că timpul permite care contracte pe asfaltări străzi și să înceapă să derureze asfaltări străzi pentru că are bază legală, pentru că acele proiecte au fost aprobate pe multe anual finanțări, are bază legală, eu zic că ar fi bine să ocupi de aceste lucruri care rădăuțenii li doresc și în, special, din special de drumuri. Bineînțeles, trebuie să ocupi să ducă la finalizare, dar la bazinul din not trebuie să știi că utilitățile care trebuie da trase acolo, apă, canal, gaz, trebuie făcute din bugetul local și văd că nu -au, au venit cu niște indicator și nici un proiect în Consiliul Local pentru aprobarea acestora. Asta am vrut să vă precizez aceste lucruri pentru că eu zic că e corect ca rădăuțenii să știe aceste lucruri.